a fost un meci cu echipa de Liga a doua din Georgia, echipa care se află pe locul 3. Mi-a plăcut atitudinea băieților din prima repriză, mi-a plăcut că am avut consistență pe atac, mi-am creat ocazii, am și marcat de două ori în prima repriză și cu toate că am aliniat o altă formulă de echipă în comparație cu primul meci, am arătat bine. În schimb, repriza a doua nu mi-a plăcut modul în care am interpretat anumite momente de joc și nonșalanța cu care am tratat situațiile de gol. Partea pozitivă a meciului rămâne și totuși siguranța pe care a oferit-o echipa și forma bună a unor jucători. Mă bucur pentru Alessandro Recolat, portarul nostru de la Academie, portar de 16-17 ani care a intrat pentru ultimele minute și a avut o intervenție foarte bună. De fapt, e un debut al lui la prima echipă. Și ne așteaptă alte două meciuri cu echipa din Letonia și cu echipa din Georgia. Sperăm să creștem de la meci la meci pentru că e foarte important în perspectiva unei etape.